Dacă școlile au scenarii bine stabilite după care funcționează, universitățile au dreptul să aleagă dacă primesc sau nu studenții fizic la cursuri. Conducerea majorității facultăților de medicină din țară vor ca studenții să facă măcar practica și unele cursuri în amfiteatre. Însă facultățile tehnice sau cele de litere au ales precauția și vor funcționa tot în sistem online. Din 15 februarie începe semestrul al doilea și pentru facultăți. Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara a ales sistemul hibrid, astfel încât stagiile clinice, laboratoarele și practica să aibă loc cu prezența fizică la cursuri a studenților. În funcție de numărul acestora din fiecare grupă, se va stabili și dacă se va continua în sistem online sau în amfiteatre, pentru a se putea menține distanțarea. Medicina e foarte greu de făcut online. Medicina presupune un contact al medicului cu pacientul. În toate sălile de curs, dar și pe holuri, totul a fost dezinfectat. Au fost reamenajate sălile de lectură, astfel încât numărul celor care vor să studieze să respecte normele în vigoare. De asemenea, au fost amplasate dozatoare cu dezinfectant pe holurile universității. Studenții vor fi încurajați să participe la serviciile de gardă ale clinicilor noastre universitare, astfel încât să nu aglomerăm numărul studenților pe secțiile clinice. Și Universitatea de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca începe în sistem hibrid. Aducem studenții în două grupuri, în primele 7 săptămâni, în următoarele 7 săptămâni ale semestrului, astfel încât să avem în același timp în campus și în cămine doar jumătate din studenți. Pentru a putea continua predarea cursurilor în sistem online, fără a întâmpina probleme, conducerea a decis să facă o investiție importantă. Ne pregătim cu creșterea vitezei de trafic de date prin internet. Acum facem un contract, practic crește de 5 ori traficul. Și la Universitatea Babeș-Bolyai, predarea cursurilor se va desfășura tot în sistem hibrid. O parte din cursuri desfășurate online, iar cealaltă parte a activităților practice, experimentale, desfășurate în sistem față-înfață, cu grupe mici de studenți decalate în timp, în așa fel încât să poată avea loc și acțiunile de igienizare. În schimb, la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, semestrul al doilea începe în sistem online. Abia la finalul lunii martie se va discuta din nou în privința redeschiderii.